vreme. Ne-am reîntors la Star Matinal și așa cum vă spuneam, ne-am dat întâlnire cu Radu Valahu, cel mai puternic om din România. Morța Valahiei. Bună dimineața, Radu, bine. Bun. Ai venit alături. Bine, de noi. Uite să beau cafea, nu? Poți să, poți să iei loc pe plăcere, da? De BCA. Mersi mult, e prima dată când nu stric scaune, vă mulțumesc că v-ați gândit la ceva tare pentru mine. Radu, ești campion la Scandenberg și nu numai. Ești denumit cel mai puternic om din România, iar astăzi ai promis că ne vei face o super provocare în platou. Tu ai... Scandenberg cu Mircea, nu? Nu, no, asta... nu Scandenberg, asta? altceva. Avem patru cărămizi, avem plăci de BCA pe care tu le vei sparge cu mâna. Auzi, Radu, dar tu ai tras vapoare, ai tras locomotive de tren, dar doar cu forța când fizică. Când intri în pană, mă anunți. Sunt cel mai bun serviciu de tractare. Am înțeles. Indiferent de agregat. Autovehicul nu contează, nu? Da, deci dacă exact. Sunt cu tirul... Nu, pe tirul, hai mă, ne asta e ușor pentru tine, nu? Până și înapoi. O să ai puțin te antrenezi. Care e antrenamentul tău? Că vreau și eu să prind așa forță. Cu greu, ia cu greu, brate, cu și greu. Vreau să o perfecționez. Multă muncă. De multe ori mai mult mă antrenez decât dorm. Deci e o viață întreagă de sport. Adică mergi în fiecare zi la sala de forțe? De câte ori am timp? De forță. Da. Cam cu ce adică greu? Sunt, se desfășoară forțe acolo? Ce? Cam cu ce greutăți lucrezi așa? Cu toate greutățile. Sunt ca Chuck Norris. Ăla a terminat toate flotările, am terminat toate greutățile. Îl propoși pe Chuck Norris oricând. Deci. Noi, măi, bătrân, nu mai provoc. Radu, dar bănuiesc că ca să ai atât de multă forță și atât de multă putere și atâta putere de concentrare, ai nevoie și de un regim alimentar special. Cam da, ce totul, mănânci într-o zi? Totul trebuie să fie... Mă, ce să zic... Am grijă de ceea ce mănânc, ca să nu greuneze metabolismul. Deci nu fumez, nu beau, în primul rând. Auzi, dar pe Natalia, de exemplu, poți să rezici într-o și... mână, nu? Pot, dar fetele sunt prea ușoare, nu mă... Dacă sunt doar soția mea, ridic, care ea se ocupă de regimul meu alimentar. Soția da. Tot campioană la Scandenberg, tot nu? Tot campioană multiplă, da. Roxana. Dar nu datorită mie, datorită forței ei. Dar cu ce? Pe ce rețete mergi? Pe mai multă proteină, mai mulți carbohidrați? Multă cum, muncă, cum brother, multă muncă. Multă muncă naturală. Trebuie să iei și suplimente nutritive, trebuie să mănânci, fără mâncare nu faci nimic, fără somn, nu faci nimic, fără odihnă. Dacă tot vorbeai și... de mâncare, care e meniul tău zilnic? Ce mănânci la prânz, mă, dimineața, greu să la spun, prânz și seara? Nu lipsesc niciodată ouăle, lactatele și carne, e clar, deci proteinele, carbohidrații, iar cel mai bine e să extragi din orez în loc de zahăr, miere, alte chestii. Deci regimul alimentar, ar trebui chiar să avem o emisiune să vorbim despre asta. Eu la baza asta sunt antrenor de fitness și... Și preparator sportiv din toate punctele de vedere. Dar nu mă mai lasă nimeni, vrei să strozi în spatele, vin un pic. Să mă deși, atent, să vedem dacă se aude. Două ți-am îndreptat. Auzi, spune puțin. Bănuiesc că foarte mult antrenament și știm asta foarte bine, dar cumva cred că este și nativ. Când ți-ai dat seama că ai atât de multă forță în tine și cum ai reușit să... E nativ, să... că am fost și mi-am lungit cureaua de la ceas. Și încă mă mai îmbrac de la magazinul de corturi. Nu, e vorba de muncă, de la 10 ani, de la 11 ani, deci nu e genetică, fără deci genetică n-ai seama, cum, n-ai cum. Ai dat seama când erai nu doar am dat seama copil? Neapărat, am început cu canotajul, am făcut box, am făcut lupte, am făcut haltere diverse și am făcut din ce în ce mai mult. Vezi până unde merge corpul, până unde poți să-l duci. Și limita ta care a fost? Nu știu dacă mi-am atins-o încă, dacă aș mânca mult mai bine ca până acum, sau aș mânca totul, aș face totul ca la carte, nu știu, să zicem în regim american, nu sună patriotic. Dar să fie totul, adică sport, pentru sport alocat mult mai mult timp, bani, mă adresez celor care conduc sportul și nu mă refer numai la mine, mă refer la toți sportivii. În România condițiile de sport sunt destul de precare. Radu, dar ce sfaturi le-ai dat celor care vor să facă un sport de performanță sau de ce nu să facă ceea ce faci și tu? Adică să dacă se vin cu eu, puterea acum la tine ce sfaturi îmi dai, primele sfaturi? Eu le dau sfaturi tuturor să facă sport, nu neapărat de performanță. Este imperativ. Să facă toată lumea sport în ziua de azi, în societatea de azi. Fast food-uri, își nenorocesc copiii prin toate părțile, deci e groaznic ce da. Se întâmplă. Totuși, ceea ce faci tu nu este greu, adică tu efectiv îți pui da. Sănătatea la bătaie. Eu fac numai sporturi extreme. Tu știi, Natalia, că am fost și la splash, tu știi că am făcut double flip pe spate cu aterizare perfect, am ieșit și cu artificiile aprinse, am făcut Scandenberg sub apă la 7 metri. Fac diverse chestii, asta e cel mai greu, variate. Și toate sunt sporturi extreme unde îmi risc, într-adevăr. Deci copiii, nu faceți asta nici acasă, nici afară, nicăieri, da? Deci ce vedeți? Lăsați doar așa, întrebați-mă atât. Dar care a fost cel mai greu moment? Care a fost momentul în care tu ți-ai riscat viața? Cel mai greu moment a fost cu vagonul, fiindcă era încleiat. Erau minus 5 grade și după ce am tras vagonul, vreo 5 luni, nu prea mi-a mai simțit pulpa. Din cauza nervului sciatic.
El a fost cel mai greu moment, ca să zic așa. Toate sunt grele. Afară minus 5 grade, vagonul înghețat, practic, pe șina de tren, nu? Un prieten al meu a murit în accident de avion. S-a uitat după avion și a căzut în canal. Știi că am și stilul meu. Dacă nu faci umor în viață, nu poți să treci peste anumite chestii, dar nu, da, sportul extrem este. Au fost și clipe grele în viața ta când te gândi să renunți la tot ce faci? Nu. Orice provocare te face să te duci mai sus. E ca alcoolismul, partea bună alcoolismului. Cu cât e autoprovocare, de fapt, și autodepășire. Atât timp cât n-au existat oameni care să mă depășească pe anumite nișe, eu mă autodepășesc, înțelegi? Radu Balacu. De-aia și mănânc, de-aia sunt la chilele, am 150 de chile, în viu. Oricum, ai mușchi, deci la tine e vorba de grăsime, la tine e mușchi, e multă putere. În această dimineață, Radu Balacu a promis că ne va face și o super provocare, așa că eu zic să-i dăm drumul, Radu. Eu sunt nerăbdătoare și în același timp mi-e frică. Stai puțin, tu o să spargi aceste plăci de BCA doar cu brațele, adică nu o să ai mănuși, nu o să ai nimic? O să... Sau îți pui mănuși, totuși de protecție? Da. Merg, uite, chiar, hai, eu mi-au că transpir. Nu e mână, și e bandana. Bandanele tale veșnice, nu? Bandana noastră, ceretă de zi, dar o să folosim asta. Stai puțin, dacă te lovești, dacă te rănești, dacă curge sânge... Nu mă lovesc, că nu intrați în panică privitoare, deci nu se lovește nimeni. Nu curge sânge, de-aia am și pus bandana. Deci oamenilor, asta e cărămice pe bune, sunt tude, astea sunt tude. Plăci de BCA pe bune, faptul adică că sunt tude, e interes practic mai tare, da, nu? Da, sunt tude, sunt mult mai tari. Exact. Stai puțin, te-a antrenat dimineața pentru această provocare? Nu m-am antrenat, nu există. Antrenamentul meu e de o viață, Natalia. Nu pot să zic că m-am antrenat dimineața. După aceea nu mai eram bun pentru asta. Nu m-am antrenat. Și serios, cum vei face acum? Le voi lovi. Cum adică să le spargem, le spargem. Arată-mi așa, mimează mai întâi și după aia, că nu-mi vine să cred așa ceva. Mimează mai întâi, gen cum o să dai, așa o să le lovești. Wow. Aici. Dar sigur nu trebuie să-ți dai ceasul jos sau... O să-mi dau, folosim mâna stângă, da? Ce mână vrei tu? Care ok. Nu știu, eu n-aș... Wow! Dăm că ți le ține, Radu, să-ți fie mai ușor. Mersi. Când ești pregătit, noi îi dăm... M-am născut pregătit. Să pregătesc bandana. Cea mai tare provocare pe care Radu Balacu a făcut-o vreodată într-un platou de televiziune. Va dobori dintr-o singură mișcare aceste plăci de beton. Chiar de BCA. Dar sunt tot de fapt de beton, da, BCA-ul e o formă de beton, ai avut dreptate. E un alt tip de ciment. De unde e și vorba, un frag le-am ciuruit. Mie mi-a fost frică că intru prin beton mai devreme. Nu pot să cred, da. Deci... Dacă te concentrezi spre o forță efectiv mai mare, hai vezi că se duce... A vibrat cu teaua sub noi. Nu, n-am nimic. Sunt bine, puteți să mă filmați. Julită, bandana s-ar putea să fie un pic prăfuită. Asta e bandana norocoasă. Da. Nu, dar serios, a vibrat pământul sub noi. Ai simțit? Da. O să... Păi nu degeaba e cel mai puternic om din România, dar provocarea nu se oprește aici. Simți cu tremurul? Da. Cu tremurul Radu Balacu. Îmi pare rău că mi-a stricat scaunul. Deci ce să zic? Îi anunțăm pe cei de acasă că dacă au simțit vreun cutremur a fost Radu Balacu, care a dat cu pumnul efectiv în niște plăci de beton, nu-mi vine să cred. Mai avem în spate o placă de BCA, Radu, ce pe vrei care să mai vine Mircea, placa, da? El te va ajuta. Hai să vedem. Asta ce vrei să-i faci? Hai să ne întoarcem. Fii atent ce să facem. Hai să facem o chestie mișto. Să încercăm, dar aici lucrăm în echipă. Ce-ai vreți? Ia ține așa. Așa să o țin? Da. Te rog frumos, deci Mircea trebuie doar să țină placa. Nu exact se poate lovi, nu? N-are nicio problemă. N-are cum să se lovească, ea o să zboare. Adică, efectiv, să mă dau din perimetru, să plec deci de aici. Deci dacă este cineva pe scări, vă rog frumos să plecați, fiindcă va aș lovi vrea la să nu fie, da, nimeni pe scări. Nu e cel mai potrivit moment. Fii atent, Mircea, ce o să facem împreună. Sunt tu în pericol? Tu placa aici, dar nu ești în pericol, tu doar o ții. Ți-o să scape din mână. Iar eu o lovesc cu piciorul. Cu piciorul, adică la înălțimea asta? La înălțimea aia. Dar nu așa, prin întoarcere. Țină tare cât poți. Tare cât poți, da? Da. Ești pregătit? Eu da, sunt. Mamă. Mersi. Ai fost mai bun ca mine? A fost într-adevăr un moment... Super. Super, bravo. Uite ce mișto a sărit, vezi, nici nu mai trebuie să o strângem. Nu vine să cred așa ceva. Efectiv.
Efectiv, deci placa de beton efectiv s-a înjumătățit. Ați format această placă de beton. Mai încercăm și altceva, Radu? Cine mai are? Cred că e suficient, ne mai gândim. Dacă mai avem... Și pe mine. Flexibilitatea asta unde e? Cum? Tot prin antrenament, brade. Și du-te mai acolo, un pic, te rog. Unde să mă... Ce vrei să faci? Du-te așa. Nu cred așa ceva. 150 de kilograme. Dar nu m-am încălzit. Mamă, trebuie să te încălzești un pic. Îți dau înapoi ceasul și... Mersi mult. Verigheta care este brățară pentru noi, adică... Așa e, dar de mor verigheta lui Radu Vala. Deci e peste cel mai mare număr, apropo că mă întrebai de dimensiunile mele. Și eu am una destul de mare. Ha. Foarte tare. Wow. Radu Valahu, ne-ai făcut, chiar ne-ai încântat în această dimineață, ai făcut niște super provocări. Într-adevăr, ieși și meriți titlul în continuare de cel mai puternic om din România. Da, a mai rămas mâncare, te invităm imediat la bucătărie, dar noi avem niște provocări în platou, da? Niște domnișoare. Nu sunt la fel de puternice ca și tine, dar încearcă și ele să demonstreze. Hai cu noi, cel mai bine, ca să vezi despre ce este vorba. Deci nu vine să cred cum să spargi cu... Dacă voi credeți că l-ați văzut pe cel mai puternic om din România... Am aici două fete minunate care sunt gata să-i arată lui Valahu cât de puternice sunt ele și cât, cât curaj au. Așa că ele vor face o probă. Bineînțeles că dacă sunt eu, e cu mâncare. Așa că vor mânca, ghiște, două chipsuri dintre cele mai alese, cele mai gustoase, cele mai bune, cele mai dulci. Nu, glumesc. Sunt cele mai picante. Gabriela Cristoiu și Raluca Podea sunt alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, fetelor. Fetele se concurează pentru cea mai puternică femeie din platoul Star Matinal. Au în față câte un chips extrem, nu că picant, extrem de picant. Dat fetelor. Și cu tabasco, dat și cu chili. Și poți să prind și ele după picante. Ce mănânci asta? 60 puțin. Stai să vedem, stai să vedem dacă vă face față. Fetelor, vă rog să vă puneți bandanele pe cap, să vă echipați corespunzător. Hai de că te ajut eu, dragă. Haide, lasă-mă pe mine să... Vrei să le strici părul? Păi și eu, așa pe cap. Pe frunt, hai să punem asta pe frunt. Haide, nu te pun asta pe frunt. Hai, pune-o tu, că mănânc eu chipsul și tu ții aia. Și stau așa în spatele tău? Ideea e să fii iuter, dai să mă... E iuter, la mânie. Pune-o să dorești, puțin pe... Fii atentă, Natalia. Dacă fetele mănâncă, da. Fii atent. Care, astea sunt iuți, da? Da. Poți să-mi pui de 7 ori. Mai iute? Mai iute, dacă mă fie ele, poți să fie. Uite acum, mersi, Șefane, dacă le mănâncă. Acum. Dacă le mănâncă. Să văd dacă, dacă și scapă toată lumea. Scaun. Mai cer un scaun în platou pentru adică vara. Adică dăm tubul de... păi nu-i corect așa. Nu mănâncă chips. Radu Paranu spune că va reuși să mănânce... 7 chipsuri picante, deci eu nu reușesc nici măcar să miros chipsul ăla de picant. Dar tu spui că o să nu, reușesc nu, să mănânc 7. Lady first, cum zice englezul, e altceva, nu, nu, nu. Te rog, ia un loc în spațiu. Nu, nu mă băgați pe mine în seamă, vreau să văd dacă treceți voi, că altfel nu mă bag. Vă facem seama. Așa, stați puțin. Nu, nu, nu mă bag dacă nu le mănânc. Stați puțin, mai întâi fetele, pentru că nu-i corect ca fetele să concureze cu Radu. Hai, hai să vedem. Nu, 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 nu concurează cu mine. Nu concurează cu mine. Doamne ferește. Pierde cea care bea prima dată din lapte. Laptele care o să calmeze iuța la chipsului. Sunteți pregătite? Să zicem. Să numărăm. Și laptele... 3, 2, 1, mâncați! Haideți pe tot, 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 tot. Tot chipsul. Tot chipsul, tot, 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 odată. Uite. Iată că a venit și... Am mâncat? Am transpirat! Haide, pe tot, pe tot! Nu, nu, că nu vreau la plec, că nu vreau la plec! Hai, trebuie să-l mănânci! Deci uite, uite, păi cum să mă pui, mă, tot un morman, mă, frățică? Hai, 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 pe tot, pe tot! Păi nu, că asta e porția ta, păi, nu, nu, nu vă băgați la sfatul medicului, lăsați-o pe aia. Cum sunteți, fetelor? Deci, n-am mâncat în viață, mâncam mai picant. Ce simțiți? Ceva foarte picant. Raluca, mai poți să vorbești? Da, să respir încă. Raluca, i s-a înroșit foarte tare, știi că spun că sunt aici aproape de ea, transpirat toată, nu mai poate să vorbească, că dușește. Puteți să beți lapte, dar care va bea prima va pierde, nu uitați. Nici nu beau. Da, vă putem să bem? Nu, dar lapte. Gabriela, ai paharul de lapte în fața ta. Cine bea lapte este clar, va pierde, da? Bine, atunci eu nu beau. Bine, și m-ar pierde. Gabriela, cum te simți?
Ți-e rău? Deci mi s-a făcut așa. Deci e cel mai picant după care l-am mâncat toată viața mea. Mi se pare că ți s-au umflat buzele. Ești ok? Și pe șoroc. Aș bat din acest lapte, dar o să mai stau puțin. Fetelor, laptele vă poate calma într-o secundă. Puteți să-l beți, dar pierdeți. Raluca, ai laptele aici? Nu, mai stau. Nici eu, și la fel. Nu, că și la iute, mă, e cu... Nu, nu mai pute așa. La Gabriela, poți nu, să bei laptele? Nu, că nu pierde. Nu știu, că stai bandit. Nu vezi ce mi-a turnat acolo, tot plecam. Hai că a fost ziua aia, acum, ia uite că o să-l băsă niște lapte. Așa, regine, mai gândește-te, mai gândește-te. Da? Ești sigură că vrei să pierzi? Nu. Păi, asta zic și eu, mai stai puțin. Raluca? Dă-l și pe alea. Raluca, bă, că-ți faci șervețele. Ia-uzi, Natalia. Băi, bă, nu, ia-uzi! Nu mă rog, că-ți mănânci pe ăla. Noi mai facem orice și pentru Valacu. Dacă mănânci pe ăla, eu ies din luptă. Fii atent ce faci. Fetele rămân. Să-mi dai și mie rețeta, mă rog, să-mi gătești în casă. E de parat. Momentan vreau să văd care dintre fete pierde prima, ia. Sunt foarte curioasă. Raluca, pare că nu mai poți. Păi mie mi se pare că dacă ar mai mânca unul, ar câștiga ea, nu? Da, de ce? Ai venit tu? Lasă că și tu, ăla nu se pune că tu nu... Gabriela vrea să pară indestructibilă, dar vă spun, deci este roșie ca focul, nu mai poate. Ea vrea să facă pe Raluca să bea ea prima din lapte, vezi, doamne, n-are nimic. Dar știți cum e? Ia pot chem. Hai, noroc. Nu, n-aveți voie, stați puțin. Asta-i blatul invers. Deci facem remiză, da? Deci cine nu mai poate rezista să bea din lapte? Dar dacă puteți rezista... Tu nu mai poți deloc? Nu, mai gata, lasă-mă. Eu am ținut în toată scala. Am pierdut. Ești pierzătoare? Sigur? Așa ești? Ești o, ești o pierzătoare? Gândește-te că dacă bei din lapte, ești pierzătoare. Bine, nu mai pot deloc. Mamă, dar ce putere are Mirca asupra ta, dacă vrei să bei din lapte. Ești un vrăjitor. Deci avem remiză între fete, ca să nu fie niciuna pierzătoare în fața celelalte, da? Avem aici o super brunetă, o super blondă. Niciuna n-a pierdut, fiindcă femeile sunt puternice. Bravo! Radu, te rog, vino aici alături de noi. Avem aici două chipsuri, dar nu că sunt picante. N-am văzut în viața mea atât de picante. Deci cerem un cadru strâns puțin pe aceste chipsuri. Deci am preserat pentru trebuia să mâncați și voi, nu doar noi. Și pentru că avem chipsuri atât de iuți, Radu poate să bea ambele pahare cu lapte pe care fetele nu l-au băut. Poți să le beau? Dacă le vei bea, să încercăm să vedem dacă poți fără lapte. Trebuie să dai un grou plan pe mine, să vezi că sunt transpirat oricum. De la șah. Radu, te-ai mai mâncat vreodată până acum așa iute? Ești obișnuit cu mâncarea iute? În halul ăsta nu știu. Sigur poți cu atâta, atâta chili deasupra? Niciodată pe Valagul să-l întreb dacă poate. Poate, corect. Dacă nu poate, scuze-mă. Că nu poate, corect. Te rog, lasă-mă să mă așez. Te rog. Ia un loc aici pe scaun. Ia un loc la masa. Ok. Chipsurilor. Radu, te știu pe tine puternic, dar... Vai, Radu, vai, Radu. Dă-i mă, puțin, dă-i mă. Ai, mămică. Nu cred așa ceva. Bine, Valahu, vedem dimineață, mâine. Mă, e bine, spune. A văzut? Dă-mi și un cactus de la. Adevărat. Dezert. Radu, cum te simți? N-am nici beton. Stai puțin, că mă efectul... Mă doar un pic genunchi, dar nici... Efectul se face în câteva secunde, așa, vreo 20 de secunde. Cine asta, mă? Cartoful. Nu cartof, mă, cactus, am zis, mă, băi, un borcan de cactus, am zis. Radu, mă simt ok. Mama, ai transpirat rău de când? N-am transpirat dinainte, n-am nimic. Nu m-am. Dacă ai nevoie de ceva să ne spui. Numai chiveciu să-l lași, dacă vrei. Am făcut întrecere odată cu un arab. Am băgat dintr-o farfurie, trei sferturi erau ardeiuți și restul era carne, știi? A dus până la 80%, după aia n-am mai putut. Radu, mi se pare că vorbești greu. Nu vorbesc greu, sunt beton. Știu că întâlnesc, dar nu contează. Și cântăm. Au nebunii să-l câmii. Wow. Băi, atâta primăvară, hai mă, ce drag. Băi, bagă-mă, ori îmi bagi iute, ori îmi faci mișto, da, de mine. Ce? Fii profesionist, ce dracu. Așa intimidezi și hai pe... Hai că a fost mișto, așa intimidezi și pe inamicii tăi? Nu mai fost. Pe cine? La competiție, așa intimidezi și pe ei? Astăzi mă, nu ești de ginecolog. Da. Nu, nu intimidez pe nimeni, se intimidează singuri. Radu, ai aici lapte dacă vrei. Pierd dacă beau lapte, nu? Nu, mă, nu vreau, mă simt ok, chiar sunt ok. Nu te uita speriată, că sunt bine. Nici n-am... măcar apa? Ce nu, nimic. Astea, sunt ok. Deci, atenție, nu, acum nu glumesc. Stop, iartă-mă, Radu, a pierdut. Domnișoara brunetă, a pierdut. Deci mi-au luat foc gingile. Păi nu, mă, nici să zic cum Acum poți să bei și tu. Nu, beau, nu vreau, că eu nu vreau să pierd. Acum poți să bei, fiindcă ai câștigat concursul.
Câștigătoarea este Raluca Podea, care nu s-a lăsat până la urmă. Gabriela Cristo i-a băut prima din paharul. Bravo, nu, eu sunt doar rom, eu sunt doar un concurs, trebuie să, adică m-am băgat așa, că mi-e răpăr. Dar bineînțeles, câștigătorul suprem al zilei de astăzi este nimeni altul decât Radu